Bună ziua, dragi prieteni! Astăzi am o noutate, cred că destul de interesantă pentru voi, pentru toți fanii proiectului FEA Championship. Mai pe scurt, o introducere mică. Noi, asociația FEA, proiectul FEA Fighting Championship, toată echipa noastră, care lucrăm mai mult de 14 ani împreună, mereu, pe parcursul acestui timp, am făcut diferite schimbări, inovații și multe altele pentru ca proiectul FEA Championship să fie cât mai interesant pentru voi, spectatorii, pentru comod, pentru arbitri, luptători și așa mai departe. Noi am fost printre primii, cred că în lume, care am practicat luptele de K1 în cușca de MMA, încă în 2016. Am făcut multe schimbări însăși în petrecerea turneilor și show-ului frumos în ring și în cușcă, care mai târziu am fost copiați și am văzut în multe alte promoții în întreaga lume. Dar ne întoarcem la noutate. În categoriile de greutate care le avem până acum, noi, împreună cu specialiștii în domeniu, ne-am sfătuit și am ajuns la concluzia că ar fi foarte benefic să introducem o nouă categorie, o nouă divizie, și anume Bantamweight, categorie până la 60 de kilograme. Deoarece noi suntem două proiecte, într-un proiect mare, proiectul FEA K1 și Eagles Fighting Championship, care toți îl cunoașteți, am unit două proiecte în unul și acum suntem FEA Championship. Mergem foarte aproape la categorii. Proiectul Eagles, fostul, și subdiviziunea MMA merge pe categoriile internațional recunoscute. Proiectul K1, tot mergem foarte, foarte aproape paralel în categoriile de greutate. Din aceste considerente am hotărât totuși să introducem și Bantamweight până la 60 de kilograme, unde sunt foarte mulți luptători buni, de valoare, care nici de cum nu ajung în categoria de 65. Dar, în schimb, sunt destul de spectaculoși, luptători renumiți și cunoscuți, care nu își au viitorul anume în proiectul nostru și în multe alte proiecte, deoarece nu toate proiectele mari, internaționale, au această categorie de greutate. Așa că, de grabă, veți afla despre toate planurile noastre pentru aceasta, fiți alături. Priviți-ne, urmăriți-ne toate paginile noastre, rețelele de socializare, noutățile de la noi, de la FEA Championship. Și ca de obicei, la mai mult și la mai mare, practicați sportul, mergeți înainte, planuri mari și totul va fi bine.